Unii giurgiuveni au uitat să fie cumpătați în perioada sărbătorilor de Paște. Carnea de miel, cozonacul și pasca tradițională au creat din nou probleme. Și cum pofta a fost mare, mai ales după postul Paștelui, din cei aproape 400 de oameni care au trecut pe la camera de gardă în ultimele 3 zile, aproape 20% prezentau dureri de stomac, intoxicații alimentare, probleme respiratorii, vărsături sau amețeli. De sărbători, medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean au fost luați cu asalt de către cei cărora li s-a făcut rău și au necesitat ajutor. Au predominat afecțiunile digestive, colici abdominale, sindrome dispeptice, gastritice, colici biliare, din cauza supraalimentației, bineînțeles, a consumului de alcool. Am avut și vreo două pancreatite cronice cunoscute care s-au decompensat din cauza abuzului de alimente și de alcool. Cei mai mulți giurgiuveni au venit la urgență în prima și în a doua zi de Paște. Pe lângă afecțiunile digestive, nu au lipsit nici agresiunile fizice. Secția de chirurgie a fost arhiplină, în special sâmbătă și duminică noaptea. 46 de giurgiuveni implicați în diferite altercații s-au ales cu fracturi și întorse. Peste 60% dintre aceștia au necesitat internare de urgență. Și medicii de la secția de neurologie a Spitalului Județean au avut de lucru în zilele de sărbătoare. Pentru această perioadă, medicii ne recomandă să fim extrem de atenți la ce consumăm. După o masă copioasă, bineînțeles că recomandăm produse lactate, să evite alimentele prăjite, supracondimentate, să nu mai mănânce atât de multe ouă, cum s-a întâmplat, să evite consumul de alcool, să mănânce legume, fructe, lactate și verdețuri.